Polițiștii rutieri și cei de ordine publică au acționat zilele trecute pe drumurile din județul Olt pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și depistarea șoferilor care încalcă normele de circulație în trafic. În timpul controalelor, mai mulți conducători auto au fost găsiți cu nereguli. Unii erau băuți, alții circulau cu viteză, nu aveau dreptul de a conduce sau aveau ITP-ul expirat. În cadrul activităților au fost date 606 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 135.000 de lei. Pentru abaterile constatate au fost reținute 57 de permise de conducere, dintre care 33 pentru depășirea cu mai mult de 50 de km pe oră a vitezei maxime legale admise, 13 pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație alcoolică mai mică de 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat și 11 pentru alte abateri. De asemenea, au mai fost reținute 32 de certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale. Polițiștii Poliției Municipiului Caracal au depistat pe strada Radu Șerbani în Municipiul Caracal un bărbat în vârstă de 58 de ani din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism având o concentrație alcoolică de 1,05 mg per litru alcool pur în aer expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Caracal, unde au fost prelevate măsuri biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. Și în orașele Scornicești și Drăgănești, Olt, au fost depistați în trafic șoferi băuți la volan. La Scornicești, șoferul de doar 27 de ani, care avea o alcoolemie de 0,58 mg per litru alcool în aerul expirat, nu avea nici permis de conducere, iar la Drăgănești, Olt, conducătorul autobăut avea o alcoolemie de 0,99 mg per litru alcool în aerul expirat. Controalele poliției vor continua și în perioada următoare.